Vânzarea drepturilor de difuzare a meciurilor a provocat mare vâlvă în lumea fotbalului și a reînceput războiul dintre Dumitru Dragomir și Gigi Becali. Acuzat de patronul Stelei că ar fi făcut blat, Dumitru Dragomir i-a dat replica. Cei doi s-au înjurat ca la ușa cortului și chiar s-au amenințat în direct la GSPTV. Președintele PFS a arătat foarte indignat de afirmațiile lui Gigi Becali și pentru că eforturile lui nu sunt recunoscute. Mie, domne, să dau comisiile și astea. Cine e, domne, Gigi Becali? Un analfabet care a ajuns la literele OI. Dumitru Dragomir a folosit cuvinte dure la adresa lui Becali și a spus chiar că îl va da în judecată pentru calumnie. Dumneavoastră a zis la sfârșit, bine, e 5% comision, nu e 3%, și de asta e zicea. Nu, domne, mănâncă c***. Nu, domn președinte, haideți, vă rog, eu că trebuie să... Deci eu nu o să spun nicio, nu o să-mi pronunț nicio prostie, doar îi spun așa. Să facă ce vrea el, că mi-o s*** de dimineață la... Nu, domn Becali. Gata, vă rog, domn Becali, trebuie să vă tai. Bine, gata. Doar atâta, ce am spus ca să țină minte, da? Asta face, nu poate să-mi facă el mie. Păi bă, dacă a ajuns ăsta, boșorocul ăsta, care are un copil și atâta, trebuie să copune cu mine vreodată. Eu vreau să spună despre mine tot ce vrea el, ca să vadă cum eu... Nu, gata, domnule, care mulțumesc mult pentru intervenție. Moderatorul emisiunii a fost nevoit să întrerupă convorbirea telefonică, pentru că Gigi Becali nu mai contenea să-și verse nervii în direct.